Salut tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să filmez un clasic, un clasic al YouTube-ului și anume ce se află în geanta mea. Pare cel puțin ciudat să fii atât de curios să știi ce se află în geanta altcuiva, dar știu că tipul acesta de filmulețe au o mulțime de vizualizări pe YouTube și mi-a spus că să fac și eu așa ceva. Și eu am fost curioasă și eu m-am uitat la multe youtuberițe ce au în geantă, așa că de ce nu? Să vă arăt geanta mea. Aceasta este geanta pe care am purtat-o cel mai mult în vara asta. Este o geantă no name și deși am foarte multe genți, nu prea îmi place să le schimb. Și pe asta am apucat să o port și tot cu asta am umblat. Este dintr-o pânză groasă și are o baretă din piele, la fel ca și șnurul cu care se strânge. Arată cam așa atunci când o port. Deci cam așa arată. Dar să vă arăt ce conține geanta mea. Are două buzunare interioare, într-unul din ele țin telefonul, acesta este telefonul meu, este un HTC Mini One și sunt foarte mulțumită de el, deși acum în ultima vreme mă cam lasă bateria, cred că în curând va trebui să-l schimb. În celălalt buzunar țin cheile, asta e cheia de la casă, la care în loc de breloc am un desfăcător de sticle, pe care foarte des l-am folosit, de câte ori am ieșit la terase și chelnerul n-a venit la timp, eu am fost cea care a salvat situația desfăcând sticlele de bere. Mai am un rând de chei. Acestea au un breloc de la Orange, mi se pare că e de la Orange, inimioara asta drăguță. Și tot în buzunarul interior mai am tokenul de la bancă. Nu pot să trăiesc fără el pentru că fac foarte multe tranzacții, multe cumpărături. Apoi, peste primul lucru pe care am dat este o factură, o factură de la Electrica. Apoi pormoneul. Pormoneul acesta îmi place foarte mult, l-am de la Mango Outlet și este, anul trecut l-am cumpărat, este un pormoneu mare, foarte încăpător, are mai multe compartimente pentru carduri, la mijloc are un compartiment pentru monede, îmi țin și buletinul el și îmi place foarte mult. Apoi mai am un mic portfart pe care l-am cumpărat de la H&M. În el îmi țin un stick de memorie și căștile pe care le folosesc tot timpul. De asta mi se termină bateria așa de repede la telefon, că merge telefonul aproape în continuu. Următorul lucru peste care dau este acest carnet, un carnețel subțire de adrese. Este de fapt un repertoar care se deschide la fiecare literă în parte și care mi este foarte util. În el mi-am scris toate parolele de la toate site-urile pe care le folosesc. Am extraordinar de multe parole și aș pune aceeași parolă, dar nu se poate pentru că unele site-uri cer să fie un număr minim de caractere, altele cer să aibă și caractere speciale și majuscule și cifre și atunci la fiecare site am altă parolă și aici le țin minte pe toate. Apoi am un baton, un baton fitness de la Nestle, un baton cu cereale, astea cu căpșuni îmi plac cel mai mult. Nu, de fapt cel mai mult îmi plac cele care sunt cu tiramisu, cu gust de tiramisu, dar pe acelea le găsesc foarte rar și atunci mi le iau pe astea cu căpșuni. Apoi am niște șervețele umede. Astea sunt cumpărate de la Kaufland și costă sub 1 leu, cred că costă 75 de bani, nu mai mult. Și sunt extraordinar de bune atunci când, bine și ca să te curezi pe mâini, dar când te pătezi cu ceva, ești pe drum și, sau la servici sau undeva și îți pătezi hainele cu ceva, curăță extraordinar de bine. Lucrul ăsta l-am aflat și eu de puțin timp de la o colegă. M-am pătat cu, mi se pare, cu fond de ten pe bluză și mi-a spus șterge-te cu un șervețel umed și să vezi ce repede o să se curețe. Și într-adevăr, cred că conțin un pic de detergent. Apoi am și șervețele uscate, evident, astea toată lumea cred că le are în poșetă. Mai am un carnețel care ține loc de agendă. Carnețelul acesta l-am de la Farmec și se numește Agenda Fericirii sau Gerovital Happiness. Este carnețelul fericirii. Apoi să vedem ce mai am. Mai am un alt pormoneu mic, să spun așa, care l-am cumpărat tot de la Mango. De fapt l-am primit de la Cristina, dar este de la Mango. Și în el îmi țin cardurile. Cardurile care nu sunt de la bancă, ci tot felul de alte carduri. De la metro, de la farmacii, cardul de RATB, de la Sabon, de la Ikea, de la Sephora, cardurile pe care le folosesc în mod curent. Apoi am mai găsit un pix, pentru că dacă am carnețele trebuie să am și pix cu ce să scriu.
o pungă, adică o plasă de la Lidl, pentru că nu se știe niciodată când ai nevoie și nu-mi place să cumpăr tot timpul plase și să... Nu numai că să dau banii pe ele, dar ține de ecologie până la urmă și de poluarea atmosferei. Plasele acestea se degradează foarte greu. Apoi mai am un mic deodorant care mă salvează la greu, un Nivea Travel Size, Nivea Invisible, este foarte bun și ușor și pot tot timpul să îl cari în poșetă, mai ales vara este nelipsit de la mine. Iarna nu neapărat, dar vara îl țin tot timpul în poșetă. O ruletă. Pentru că nu se știe niciodată când am ceva de măsurat. Vă spun drept că mă duc des prin second-uri și găsesc tot felul de comori și trebuie să le măsor, nu probez haine acolo sau altceva, dar nu știu, mie tot timpul trebuie să măsor ceva. Și mai am portfardul. Eu produse de machiaj nu port la mine în afară de un ruș pentru că mi se pare inutil, adică eu nu mă fac fond de ten la serviciu sau unde merg. Și am doar acest portfard mic în care am o oglindă. Oglinda aceasta o am de la Oriflame de foarte multă vreme. Are o parte care mărește și o parte normală. Mai am o scobitoare, cred că de la KFC, că mă duc des la KFC. O pilă de unghii. Un ruj de la Revlon. În nuanța 225 Saltry. Este așa. Cred că este ultima oară când mai cumpăr un produs de la Revlon, pentru că Revlon este o firmă care continuă să testeze pe animale și am văzut niște poze îngrozitoare pe internet cu niște iepurași cărora le căzuse blana și aveau tot felul de răni pe ei din cauza că o companie de cosmetice testa produsele pe ei. Deci de la Revlon o să mai cumpăr tocmai din acest motiv că testează produsele pe animale. Apoi aici mai am niște medicamente, cred că este antinevralgic, o agrafă de păr, un briceag. Briceagul acesta mi este foarte drag și îl folosesc foarte des. Are, stai să vi-l arăt, așa este, are aici la capăt, are o scobitoare mică, foarte drăguț, are o pensetă, o pensetă care de multe ori s-a dovedit foarte utilă, are un cuțitaș, evident că de aia este briceag, are și o pilă pentru unghii sau pentru orice altceva și are o forfecuță care iarăși a dovedit utilitatea de foarte multe ori. Acesta este briceagul meu pe care îl am de 20 de ani, cred că deja umblu cu el și nu s-a stricat și îl folosesc foarte, foarte des. Iar ultimul lucru pe care îl găsesc în acest portfard este un act de siguranță care, să știe, este util întotdeauna. Cam atât se află în geanta mea, altceva nu mai am. Este goală, așa arată înăuntru, are o căptușală roz și cele două buzunare interioare. Este moale, este ușoară și ați văzut în cap o mulțime de lucruri în ea. Deodată chiar și când cumpăr pâinea, când vin acasă, o bag tot aici, în această poșetă. Acesta a fost filmulețul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, aștept să-i dați un like și ne vedem cu drag data viitoare.